Versetul 22. Este cuvântul lui Dumnezeu în care citim gândurile lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune că atât cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus gândurile lui Dumnezeu față de gândurile oamenilor. Amin. Cum am putea să pricepem gânduri care sunt așa de sus dacă nu am fi ajutați de Duhul lui Dumnezeu? Amin. De aceea, întotdeauna când citim Biblia, ne rugăm și cerem ca Duhul lui Dumnezeu să ne pregătească mintea. Amin. Să ne ilumineze. Amin. Să înțelegem, să credem și să împlinim cuvântul. Deci, întotdeauna, după citirea Bibliei, ne rugăm și în seara aceasta, unul dintre frați, după citirea cuvântului, ne va conduce în rugăciune cu voce tare. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul i-a zis: Eu sunt Iisus, pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepoș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii lui erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut într-o vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, i-a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici, are putere din partea preoților celor mai de seamă, ca să lege pe toți cei care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capăți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de sulz și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovădească în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: nu este El acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei care chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudei care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Amin. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm. Tată drag, venim înaintea Ta în aceste momente cu dorința aceasta în inimă, ca în aceste momente, Doamne, să vorbești sufletelor noastre. Amin. Îți mulțumim că în această zi ești prezent în locul acesta. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că prin Duhul Tău cel Sfânt ne-ai adunat în locul acesta. Amin. În numele Domnului Iisus. Amin. Doamne, te rog în această zi să dai putere robului Tău. Amin. Te rog, Doamne Iisuse, să pui cuvintele pe buzele Lui și în tot ceea ce avem nevoie, Doamne Iisuse, în viața noastră, să ne vorbești, Doamne. Dacă este nevoie de mustrare, vorbește, Doamne, în felul acesta. Dacă este nevoie, Doamne, de îndreptare în viața noastră, Doamne, vorbește. Te rog pentru sufletele care în această zi se găsesc aici și poate că, Doamne, încă nu s-au împăcat cu Tine.
Doamne, te rog, sensibilizează-le inimile lor. Amin. Despietrește tot ce este de despietrit. Și lasă cuvântul tău să pătrundă adânc în inima lor. Îți mulțumim, Tată, că vei face aceste lucruri, pentru că acestea ți le cerem în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă invităm să ocupați locul. Dacă în urmă cu un an cineva mi-a fi spus că în seara aceasta de noiembrie voi fi în Germania la Gernsbach, i-a spus povești de adormit copii. Dacă în urmă cu două luni cineva mi-ar fi spus că voi fi la Gernsbach în Germania și a spus nu știi despre ce vorbești. În zilele acelea, în perioada aceea, sunt planificat împreună cu Delia și alți cinci păstori cu soțiile lor să fim în Israel într-o călătorie de studii și să mergem pe urmele Domnului. Până în 7 octombrie. În 7 octombrie s-a schimbat istoria. Am mai așteptat câteva zile și în 13 octombrie am hotărât că anulăm vizita în Israel. În 14 octombrie seara am primit un mesaj pe WhatsApp de la fratele Nicu în care îmi spunea de lucrarea pe care Dumnezeu o face aici, în biserică și despre faptul că plănuiți câteva seri de evanghelizare și un botez nou testamental. Am înțeles atunci de ce Dumnezeu ne-a anulat călătoria în Israel. Deci, ca să mă poată aduce la dumneavoastră, Dumnezeu ne-a închis drumul pentru Israel. Să vă binecuvinteze, Domnul. Amin. În viața fiecărui om sunt două momente decisive. Primul moment decisiv este atunci când un om se naște. Începe o nouă istorie. O ființă umană se naște pe pământ și este un miracol. Al doilea moment decisiv este momentul când omul acela care s-a născut pe pământ descoperă de ce s-a născut. Am avut parte toți de primul moment. Ne-am născut. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-am născut. Amin. Al doilea moment. Ai descoperit de ce te-ai născut? Ai descoperit de ce existi pe pământ? Dacă n-ai descoperit pentru ce te-ai născut, ești cel mai rătăcit om din univers. Ai ajuns într-un univers, pe planeta aceasta, în istorie, și nu știi de ce ești aici. Dumnezeu care ne-a creat este preocupat nu doar de primul moment, de nașterea noastră. Lui Dumnezeu îi pasă de nașterea fiecărui. David spune, ochii tăi mă vedeau când eram țesut într-un chip tainic, într-un loc întunecos. Lui Dumnezeu îi pasă de nașterea noastră. Dar lui Dumnezeu îi pasă să descoperim de ce ne-am născut. Și ca să ne ajute să descoperim de ce ne-am născut, Dumnezeu a așezat adânc în inima ta și în inima mea ceva ce Biblia numește gândul veșniciei. Ne-am născut aici pe un pământ în care absolut toate lucrurile trec. Și noi trecem. Suntem trecători. Toate lucrurile de pe pământ se învechesc. Dar pe măsură ce trecem prin lumea aceasta și trecem noi, și suntem trecători, ceva adânc în noi, așezat de Dumnezeu, engramat acolo, ca o pecete dumnezeiască, este gândul veșniciei. Din când în când, Dumnezeu folosește împrejurările, momente diferite, în care activează gândul acela.
Și încep să fii frământat. Încep să apară preocupări cu privire la veșnicie. Uneori gândul acesta poate fi activat într-o seară ca aceasta. Alteori pe un pat de spital. Alteori într-un necaz. Alteori pe autostradă, într-un accident. Alteori când se întâmplă altceva, în miez de noapte. Un vis care te tulbură. Te cercetează. Dumnezeu folosește multe, multe împrejurări ca să activeze gândul veșniciei. De ce? Ca să ne uităm dincolo de lumea aceasta și să ne întrebăm, oare m-am născut doar pentru pământ? Și adânc în noi este gândul acesta, nu? Nu m-am născut doar ca să mor. M-am născut pentru ceva mai mult de atât. Și suntem în căutare de sens al vieții noastre. De ce ne-am născut? Dar până când descoperim cu adevărat de ce ne-am născut, putem căuta în locuri greșite. Putem alerga în tot felul de proiecte ale lumii acesteia și să avem impresia că ne-am născut pentru asta. Cineva spune, eu m-am născut să fac afaceri. Nu poate fi nimic mai greșit decât să spui, te-ai născut să faci afaceri. Într-o zi a venit la mine un tânăr din Oradea, dintr-o familie deosebită, un tânăr foarte inteligent și m-a întrebat următorul lucru. Domnul Negruț, vreți să mă ajutați? În ce să te ajut? Vreau să devin un om de succes. Ajutați-mă să ajung un tânăr de succes. Și a spus, înainte de a spune dacă te pot ajuta sau nu, spune-mi ce înțelegi tu prin succes. Haideți să definim succesul. Ce înțelegi tu prin succes? Și a spus, succesul pentru mine înseamnă să ajung la cea mai bună școală din lume. Bun. Ajungi la cea mai bună școală din lume. Ai terminat școala și ce urmează? Păi dacă am terminat cea mai bună școală din lume, voi avea un loc de muncă în cele mai bune locuri de muncă din lume. Da? Ajungi într-una dintre cele mai renumite corporații ale lumii. Instituții ale lumii. Și? Păi dacă ajung acolo, voi avea salarii mari, câștigi bani mulți. Da? Și? Păi dacă ajung să am bani mulți, am să-mi cumpăr o casă de vis. Da? Și o să-mi cumpăr mașina pe care mi-am dorit-o de când am văzut mașini. Da, și? Și am să mă căsătoresc cu cea mai frumoasă fată. Că având toate acestea, cine m-a refuzat? Și? Și o să avem copii și o să le spun copiilor lor cum am ajuns eu să realizez tot ce am realizat. Și? Adică, cum și? Păi, ce urmează după aceea? Păi, eventual, ajung să mă pensionez. Da, și? O să fiu un pensionar fericit că am bani și mă duc unde vreau eu. Da, și? Cum adică și? Păi, ce urmează după aceea? Păi urmează ce urmează la toți ceilalți. Cu vremea o să mor. Și? Cum adică și? Păi dacă ai murit, ce urmează după aceea? Ce vreți să spuneți? Păi am zis să definim succesul. Ce înseamnă succes? Succes înseamnă să ajungi cu bine la linia finală. Amin. Dar care e linia finală? Linia finală este când ai încheiat pe pământ Dumnezeu să te uit, să se uite la tine și să spună bine, rob, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Acesta e succesul. Nu m-am gândit la asta. În seara aceasta, Dumnezeu ne așează înainte
un tânăr care a trăit în vremea Domnului Isus. A fost contemporan cu Domnul Isus câțiva ani de zile. Nu știu dacă 10, 15, 18 ani, dar a fost contemporan cu Domnul Isus. Imaginează-ți să fii contemporan cu Domnul Isus. S-a născut într-o familie de oameni deosebiți, evrei, care în vremea aceea trăiau în Tarsul Cilicii, Antalya, Turcia de astăzi. În Asia Mică. Familie de evrei. În vremea aceea, Tarsul era un oraș deosebit de renumit. După istorici, avea undeva la 500.000 de locuitori. Avea unele dintre cele mai bune școli din vremea aceea. Părinții l-au dat la școală în Tars. Băiat inteligent, ager la minte, bun la carte, și părinții au văzut că e bun la carte și pe lângă școală l-au învățat și o meserie. În vremea aceea, evreii spuneau școală, școală, dar dacă n-ai o meserie, la ce ești bun? Așa că pe lângă școală, evreii învățau copiilor și o profesie, o meserie. S-au uitat la toate meseriile din vremea aceea și au ales una dintre cele mai frumoase meserii din vremea aceea. Știți care e meseria? Confecționer de corturi. În vremea aceea, corturile erau niște obiecte extrem de căutate, pentru că suntem în lumea greco-romană și în lumea greco-romană este o lume militarizată, este o lume a armatelor și armatele au nevoie de corturi, că se deplasează și trebuie să stea în corturi și cine confecționează corturi este cu un business extraordinar. Dar mai mult, în vremea aceea sunt jocurile olimpice, sunt jocurile istmice, sportul este important și când se duc oamenii la sport, își iau corturile și își instalează corturile și oamenii sunt în căutare de corturi. Așa că meseria e brățară de aur. Dar termină școala în Tars, părinții văd că este deschețat la minte și hotărăsc să îl dea la universitate în Ierusalim. La una dintre cele mai bune universități ale vremii. În vremea aceea, cel mai renumit profesor de la Universitatea din Gamaliel, din Ierusalim, se numea? Gamaliel. Și tânărul acesta zice, am studiat la picioarele lui Gamaliel. Adică i-am sorbit înțelepciunea lui Gamaliel. Am stat acolo și Gamaliel a fost modelul meu de om, de carte, de rabin înțelept. Studiază și termină șef de promoție. Ne spune el în Galateni, capitolul 1, că eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu. Ne spune, deci eram șef de clasă. Eram șef de promoție. Deci am excelat în toată activitatea aceasta pe care am avut-o. Termină, este apreciat și este ales să facă parte din Sanhedrin, din Sinedriu. Este unul dintre tinerii promițători. Ajunge să facă parte din Sinedriu, este un tânăr influent și într-o zi are loc o confruntare în Ierusalim. Cineva care n-a făcut școala lui, cineva care nu are reputație, care nu are toate aceste scrisori de acreditare, toate aceste diplome, pe nume Ștefan. Intră într-o polemică religioasă cu unii din partida sau din gruparea fariseilor numiți izbăviții. Deci ăștia sunt cei mai grozavi dintre cei mai grozavi. Sunt din partida fariseilor. Deci este un tânăr și religios de felul lui și îi spun el, când mi-am ales religia, mi-am ales după partida cea mai îngustă. Știți ce înseamnă asta? Dacă trăim vremea noastră, se aduce la cea mai strictă biserică posibilă. Cei care au calea cea mai îngustă. Adică nu e unul ăsta care merge pe acolo pe unde șterg parbrizele și dansează și fac tot felul de lucruri. Ci se duce unde e cea mai mare seriozitate.
în disputa aceea cu Ștefan, rămân fără argumente. Adică, într-o dezbatere publică, Ștefan îi face de rușine. Imaginați-vă ce înseamnă pentru tânărul acesta să fie umilit public. Da? Dacă așa stau lucrurile, atunci schimbăm foaia. Și tânărul acesta, care se naște într-o familie deosebită, care are și un nume deosebit, pentru că este din seminția lui Beniamin. Și dacă este seminția din Beniamin, care este cel mai renumit personaj în istoria poporului Israel din seminția lui Beniamin? Regele Saul. Deci avem în neamul nostru, avem și viță regală. Așa că îi pun numele Saul. Apropo, părinții, când s-au născut copiii, cum ați ales numele? Așa e, câtă frământare până alegem numele? Cauți toate dicționarele, enciclopediile, cauți să găsești cel mai frumos nume pentru copiii tăi, dragi copii. Știți cât au cercetat părinții voștri până v-au dat numele ăla? Nu știți, așa e? O să învățați mai târziu. Pentru că numele acela are o valență deosebită. Acum este umilit public și vrea să-și ia revanșa. Cum să-și ia revanșa? Pornește o prigoană împotriva acestor oameni care l-au umilit public. Dar ce sunt oamenii aceștia? Sunt urmașii lui Iisus Hristos. Sunt oameni care au primit credința în Domnul Iisus, au descoperit că este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele noastre, îngropat, a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și spun: aceasta este calea mântuirii. Dacă vrei să înțelegi de ce te-ai născut, te-ai născut pentru slava lui Dumnezeu. Te-ai născut ca să te întâlnești cu Hristos. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume. Da? Cu asta mă umiliți? Cu asta vă bate joc de noi ceilalți? Așa că pornește o prigoană extraordinară. Biblia spune sufla amenințare. Asta înseamnă, cum ne spune Biblia, că mergea prin case, îi identifica pe cei care erau pe urmele Domnului Iisus Hristos, îi lua, îi lega, îi bătea, îi arunca în pușcărie ca să-i facă să se lepede de Hristos. Unii dintre cei care suntem aici, am trăit vremea în care comuniștii s-au străduit să ne facă să ne lepădăm de Hristos. Știți că nu sunt ușoare vremurile acelea? După ce am intrat la facultate, în București, m-am întors la Dumnezeu și am să vă spun mai târziu cum. Primul an de facultate. Cursul de ateism științific. Și profesorul vrea să ne demonstreze că Iisus Hristos n-a existat, că este un mit, că toată Biblia este o colecție de cărți fictive, de povești. Și eu citisem una dintre cărțile scrise de fratele Vid Popovici și Biblia este totuși adevărată. Și iau argumente pe care le-am citit din cartea lui fratele Vid Popovici și le prezint domnului profesor de ateism. Și domnul profesor de ateism spune: să taci din gură. Se termină cursul, mă cheamă deoparte și spune: dacă m-ai deschis gură, ai zburat din universitate. Ora viitoare, vine la curs, se urcă la catedră, 110 studenți în anfiteatru și întreabă: e cineva aici care crede în Iisus Hristos? Dacă este, să ridice mâna. În momentul acela am știut că este pe urmele mele și că ce urmează este să mă dea afară. Acum, în vremea aceea, când am dat examen la psihologie medicală, am fost 36 pe un loc. Ca să ajung să iei examenul de admitere cu 36 pe un loc, e o minune. Și acum să fii în situația în care te dă afară, că ridici mâna. Așa că am plecat capul într-o rugăciune și am spus: Doamne, izbăvește-mă din mâna acestui om. Amin. Și în timp ce i-am stat cu capul plecat câteva clipe ca să mă rog, s-a întâmplat ceva incredibil. Toți ceilalți colegi au ridicat mâna sus.
Aleluia. Profesorul s-a blocat. Să raporteze el că studenții de la Universitatea din București, la psihologie, toți cred în Dumnezeu. Era scandalul scandalurilor. Așa că și-a dat seama că a intrat într-o zonă periculoasă pentru el, pentru reputația școlii, așa că a trântit pe masă ceva și a plecat. Și eu întreb pe colegi, de ce ați ridicat mâna? Că doar e limpede că nu credeți în Dumnezeu. Și a zis, am știut că vine pe urmele tale și am vrut să te protejăm. Și am ridicat toți mâna ca să te acoperim pe tine. Ei, Saul din Tars n-acceptă să-i acopere nimeni. Saul din Tars este unul fără milă. Și pornește nu doar în Ierusalim și în împrejurim, ci cere scrisori de acreditare și merge până în Siria, la Damasc. Și acum este pe drumul Damascului, convins că s-a născut să-i prigonească pe cei care sunt al lui Hristos. Convins că asta e chemarea lui. E tânăr. E plin de ambiții. E dornic să-și afișeze autoritatea lui și să rămână în urma lui această mărturie. N-a scăpat picior de urmașul lui Hristos. Pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. A căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Când el credea că este în culmea realizărilor lui. Ceva miraculos se întâmplă. Se deschide cerul. Și când se deschide cerul, ne spune el în capitolul 26, o lumină mai puternică decât lumina soarelui. Dintr-o dată o lumină orbitoare se copleșește peste locul acela și dintr-o dată, în prezența aceea, Saul intră într-o stare de teamă, de groază, cade la pământ. Descoperă că nu este el cel mai tare pe pământ. Descoperă că nu el are toată autoritatea, că e cineva deasupra. Și cel care are această putere strigă, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Saule, de ce ai pornit să lupți împotriva mea? Tu te lupți cu Dumnezeu. Poate că nu în felul acesta. Te lupți cu Dumnezeu ca să năbuși gândul veșniciei. Te lupți cu Dumnezeu și te duci pe un drum și știi că e drum păcătos, drum rău. Te lupți cu Dumnezeu și te împotrivești la tot ceea ce Dumnezeu îți oferă. E o zi. E o zi în care te întâlnești cu Dumnezeu și te întâlnești cu toată suveranitatea Lui dumnezeiască. Saule, de ce mă prigonești? În momentul acela, Saul simte că trebuie să clarifice lucrurile. Doamne, știu cine sunt cei pe care i-am legat. Știu cine sunt cei pe care i-am bătut. Știu cine sunt cei pe care i-am pus în pușcărie, dar Tu cine ești? Și află că acela pe care îl prigonești este Iisus Hristos Domnul. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Eu sunt cel care a venit din cer să te mântui. Eu am venit să-mi dau viața pentru tine. Eu ți-am adus planul lui Dumnezeu să înțelegi de ce te-ai născut. Saule, de ce te lupți? De ce mă prigonești? Tremurând și plin de frică a zis, Doamne, ce vrei să fac? E un drum al Damascului. E un drum care dintr-o dată se intersectează cu un alt drum. Drumul Damascului este un drum orizontal. Se intersectează cu un drum din cer. Saule, de ce vrei să te duci doar pe drumul pământului și nu vrei drumul cerului? Doamne, ce vrei să fac? Este momentul în care Saul din Tars înțelege de ce s-a născut. Înțelege că s-a născut ca să fie al lui Hristos. Aleluia. Înțelege că s-a născut ca să fie un martor a învierii, a harului, a mântuirii lui Hristos. Înțelege că s-a născut pentru planul lui Dumnezeu. Și Domnul îi descoperă de ce s-a născut. Saule, te-am ales. Și el ne spune în Galateni, capitolul 1, versetul 15, Dumnezeu m-a ales înainte de a mă naște. Din pântecele mamei mele. Știi că Dumnezeu te alege înainte de a te naște?
Eu sunt al treilea băiat în familie. Când mama a aflat că este din nou însărcinată, s-a rugat și a făcut un jurământ înaintea Domnului. Jurământul a fost așa: Doamne, dacă mai îmi dai un băiat, în fiecare duminică a vieții mele voi posti și mă voi ruga ca să-l faci predicator. Mama s-a întors la Domnul din familie de necredincioși și a iubit atât de mult cuvântul, ea n-a avut nicio clasă, părinții n-au dat-o la școală, dar asculta cu atâta sete și cu atâta bucurie predicarea cuvântului. Și tot ce și-a dorit ea este că dacă îi mai dă Dumnezeu un băiat, va posti și se va ruga în fiecare duminică și va cere Dumnezeu să facă predicator. M-am născut și vreau să mă mărturisesc că n-am vrut să mă fac predicator. Am fost ca și tine, am crezut că m-am născut să fiu un psiholog lincian și să lucrez într-un spital de halal și oamenii să-ți facă plecăciuni și să se poarte frumos. Și am crezut că dacă îi ajut, că au probleme la minte, mi-am împlinit scopul pentru care m-am născut. Numai că mama i-a făcut lui Dumnezeu o șuruință. Și mama a zis: Doamne, dacă mai îmi dai un băiat, nu vreau pentru pământ, vreau să fie al Tău. Au trecut ani. N-am vrut să fiu păstor. Dacă o întrebați pe Delia, vreme îndelungată ne-a luptat cu Dumnezeu să scăpăm din acea chemare a lui Dumnezeu la lucrare. Dar nu știam că mama se roagă. După ce mama a plecat la Domnul, înainte de a pleca la cer, i-a spus fratelui mai mare: când voi pleca de pe pământ, să-i spui lui Paul că am făcut o juruință înaintea lui Dumnezeu că dacă mai îmi dă un băiat de parte bărbătească, un băiat, voi posti în fiecare duminică și mă voi ruga ca Dumnezeu să facă predicator. Fratele mai mare mi-a spus și-am trăit memoria anilor și-am descoperit că mama n-a mâncat niciodată cu noi la masă duminică. Copiii fiind, eram la masă, niciodată n-a stat la masă cu noi. Ne-am căsătorit și ne invita la masă. Niciodată nu stătea și spuneam: mama, dar stai cu noi aici. O să mănânc eu mai târziu, acum mă bucur să vă slujesc vouă. O chemam duminica la noi la masă și niciodată nu venea duminica la noi la masă. Pentru că, înaintea lui Dumnezeu, a făcut un jurământ. Și pentru că Dumnezeu m-a ales înainte de a mă naște prin jurămintele mamei, i-a pus pe inimă lucrul acela: Dumnezeu mi-a ieșit în cale. Ție ți-a ieșit în cale. În momentul în care i-a ieșit în cale, Saul înțelege de ce s-a născut. Înțelege că s-a născut pentru slava lui Dumnezeu și predicarea Evangheliei ca să ducă mântuirea până la marginile pământului. Și este una dintre cele mai mari lucrări în istoria creștinismului prin acest om care a descoperit de ce s-a născut. În urmă cu mai multe zeci de ani, doi oameni atei din Marea Britanie, unul membru în camera lorzilor, Lordul Littleton, ateu, avocatului Gilbert West, hotărât să demonstreze că Biblia este falsă, că Iisus din Nazaret este un mit, și că apostolul Pavel este o invenție, au hotărât să se apuce de studiu. Și apucându-se de studiu, Lordul Gilbert West a zis: eu mă ocup de apostolul Pavel, tu ocupă-te de Iisus din Nazaret și după un an de zile ne întâlnim și ne aducem argumentele ca să demolăm creștinismul. S-a apucat de studiu, după un an de zile, toate argumentele lor au căzut la pământ. Care au fost argumentele lor cu care au pornit la drum? Dom'le, tot ce s-a întâmplat cu apostolul Pavel a fost o experiență din asta de boală psihică. A avut un moment delirant, alucinator. Dacă ai fost bolnav psihic, un bolnav psihic n-are coerența asta. Un bolnav psihic
de felul pe cum l-au diagnosticat ei. Nu are căldura aceasta, nu are pasiunea aceasta, nu are lucrarea aceasta. E limpede din tot ce a făcut, cum acesta era normal și limpede la cap. Dar atunci, înseamnă că a căzut el în capcana altora, l-au mințit alții. Dar cine s-a fi mințit? Păi l-au mințit ceilalți ucenici. Păi cum să-l minte când toți au murit ca martiri? Cine e în stare să moară ca martir pentru o minciună? Că vedeți, când Doamne ajung numai să-i amenințe cu beciul domnesc, spun și ce au mâncat. Și ce au visat. Și cu cine au făcut afaceri și știți bine. Și au ajuns la concluzia că omul acesta n-a crezut o minciună. Că omul acesta a avut el un fel de ambiția lui să facă ceva. Dar cine este în stare să-și dea viața pentru ambiții? Să moară ca martir la Roma? Și toate argumentele lor s-au prăbușit și au ajuns la concluzia că Apostolul Pavel a avut o întâlnire reală cu Iisus Hristos. Și întâlnirea aceasta i-a schimbat viața, i-a schimbat mintea, i-a schimbat perspectiva, a înțeles de ce s-a născut și dintr-o dată omul acesta devine în mâna lui Dumnezeu una dintre cele mai extraordinare unelte de răspândire a Evangheliei. Pentru că Evanghelia, întâlnirea cu Iisus Hristos, este cea care schimbă viața și ne ajută să descoperim de ce ne-am născut. Și au spus, dar de ce oamenii totuși nu acceptă? Când văd atâtea dovezi, de ce nu acceptă? Și-au dat următorul exemplu. Imaginați-vă că în Marea Britanie, în cea mai renumită echipă de fotbal a Marii Britanii, este un fotbalist miracol. Când intră pe teren din orice poziție, oriunde este, când el lovește mingea, mingea se duce direct în gol, în poarta adversă. Din orice poziție, indiferent unde este pe teren, indiferent în ce poziție este, când el a șutat mingea, mingea se duce miraculos în poartă. E miracol. Așa că oamenii devin curioși. Doamne, cum e fotbalistul ăsta? N-a pomenit istoria așa ceva. Și un jurnalist îl întreabă. Spune-mi care e secretul. Și fotbalistul zice, îți spun secretul, dar nu o să crezi. Spune-mi. Am descoperit o ridică magică. Și dacă ridică aceea magică este în pantoful meu, în gheata mea de fotbal, ori din ce poziție lovesc mingea, mingea se duce în poartă. Domnule, îți bagi joc de mine? Nu îți bagi joc, dar ți-am spus că nu o să crezi. Aceasta este explicația. Și uite, îți demonstrez. Pun ridichea în pantof, mergem pe teren, lovesc mingea și merge în gol. Indiferent și dacă dau în stânga și în dreapta, mingea merge în partea adversă. Și jurnalistul spune, interesant, dă-mi și mie ridichea. Și ia și el ridichea și o pune în gheata lui. Și lovește și el mingea și extraordinar. Mingea se duce în gol. Mai încearcă o dată, schimbă, punem gheata cealaltă, lovește și cu stângul. Și mingea merge în gol. Și scrie, Domnul, e adevărat, e o ridică miracol. Și spun cei doi, credeți că ar fi vreun fotbalist pe fața pământului care să nu-și dorească ce? Ridică. Ei spun ei, e ceva mult mai glorios. Nu suntem pe terenul de fotbal, ci suntem pe terenul veșniciei. Suntem pe terenul veșniciei. Și pe terenul acesta este ceva miraculos. Iisus Hristos cel înviat. Amin. Vine în viața unui om și schimbă viața. Amin. Și indiferent pe ce trup s-a dus, indiferent de ce păcat a fost prins, dintr-o dată se schimbă viața și se duce spre poarta cea îngustă. Și ajunge în cer. Oare de ce nu vor oamenii miracolul acesta? Oare de ce nu vrei? Ce te face să zici? Eu încerc să mă descurc fără el. Sunt unul dintre cei care am vrut să mă descurc fără el. Al treilea copil, mi-am dezvoltat un fel al meu de a fi din copilărie extrem de independent. Independent
în modul meu de a gândi, în ceea ce am făcut, în planurile mele, în răzvrătirile mele, extrem de independent și descurcăreț. Am terminat școala primară și apoi gimnaziul la Burzuc. M-am dus la liceu la Oradea, la unul dintre cele mai bune școli, din Oradea. Și mă pregăteam să mă duc la școala de ofițeri. Că mi se părea că dacă ești în uniformă, ai putere, ai prestigiu, ai bani, ai un sens în viață. Și visam să mă duc pe drumul acela până în ultima zi de vacanță din trecerea clasei de la 11 la clasa 12. Ne cunoșteam cu Delia de câțiva ani. Ne-am întâlnit în ultima zi întâmplător în oraș. Ne-am povestit cum a trecut vara. Și Delia mi-a povestit că în vara aceea a fost la Cluj și în întâlnirile pe care au avut un grup de tineri, a venit la grupul acela și un om care era psiholog de profesie și le-a vorbit și s-a întâmplat că le-a povestit lucruri interesante. În momentul acela am simțit că tot lăuntrul meu se resetează. Și o chemare lăuntrică, acela-i drumul tău. Așa că m-am dus la școală, clasa 12, prima zi, și dirigintele ne-a întrebat unde vrem să mergem la facultate. Și au spus unii la medicină, alții la științe economice, alții la drept, fiecare unde a vrut. Și am spus, vreau să mă duc la psihologie. Dirigintele s-a uitat la mine și a zis, fugi de aici. Nu ai tu ce trebuie pentru drumul acela. Orientează-te spre acela. Dar cu fiecare zi se contura gândul acesta. Termina clasa 12, mi-am luat bacul și m-am dus la tata și i-a spus, tata, vreau să mă duc să dau admitere la psihologie medicală și este doar la București, te rog să-mi dai bani. După ce a venit colectivizarea și ne-a luat tot, tata avea o mică fermă, a pierdut tot, am rămas săraci, săraci. Tata și-a găsit un loc de muncă la Oradea, prost plătit. S-a uitat la mine și a zis, Paul, toate economiile noastre pe care le avem sunt 1000 de lei. Dacă îți dau banii ăștia și îi prăpădești prin București, rămâne fără pită. Paul, mai bine caută-ți un loc de muncă aici în Oradea și o să câștigi și tu și o să ne meargă mai bine. Și a spus, tata, îmi pare rău să iau ultimii bani din casă, dar dă-mi banii că vreau să mă duc. Tata a zis, bine, ți-i dau ca să nu zici că nu ți-am fost de sprijin, ți-am stat împotrivă când ai vrut să-ți alegi drumul în viață. Am luat banii, mi-am pachetat o valijoară cu lucrurile și am plecat la gară. La gară a venit Delia să facă cu mână. Știți cum era atunci? Te urcai în tren, cei care n-ați călătorit prin vremea aceea în România cu trenul, nu știți. Multe ați pierdut. Așa că am urcat în vagon, am ieșit la geam să-i fac cu mâna lui Delia și când trenul a pornit, le-a zis, Paul, când o să ajungi în punctul în care vei ajunge la capătul puterilor tale, acolo va începe să lucreze Harul Dumnezeu în viața ta. Amen. Și trenul a plecat. Am ajuns la București cu 1000 de lei, am plătit taxele de înscriere, mi-au rămas bani puțini, așa că mi-am găsit loc de cazare la o mansardă săracă în București. Am mâncat o singură dată pe zi. Cei care se în vremea aceea știți că erau lacto-vegetarian și cea mai ieftină mâncare era mămăligă cu brânză. 2 săptămâni am mâncat o dată pe zi mămăligă cu brânză. M-am dus să mă înscriu și când m-am înscris, erau peste 2500 de candidați pe 90 de locuri. M-am îngrijorat. M-am înscris și a venit examenul. Examenul avea 2 faze în vremea aceea. Prima fază era examenul scris. La anatomie și fiziologie
și la psihologie. Două probleme. Am scris tot ce am știut eu mai bine, s-au corectat lucrările și după aproximativ 6 zile s-au afișat rezultatele. Când s-au afișat rezultatele, de la 7, în media 17, erau înaintea mea peste 500. Eu am avut media la scris 6.33. În momentul acela s-a prăbușit lumea mea. În momentul acela mi-a fugit pământul de sub picioare, s-a făcut hău. Mă uitam la tata care mi-a dat bani și mi-a spus îi propădește, rămâne fără mâncare. Mă uitam la tot ceea ce mi se părea mie că e drumul meu și am văzut că toate se prăbușesc. Și s-a cubărit un singur gând. Să mă duc în mansardă, să pachetez lucrurile în valijoară, să scriu un bilețel pentru părinți și să le spun că nu m-am mai putut întoarce să dau ochii cu ei și am hotărât să-mi pun capăt zilelor. Am strâns lucrușoarele, am scris biletul, am închis valiza și m-am pregăteam să plec. În momentul acela am auzit cuvintele celei fete de pe peron. Când vei ajunge la capătul puterilor tale, acolo va începe harul Dumnezeu în viața ta. M-am prăbușit pe podeaua aceea și am strigat, Doamne, dacă existe. Doamne, dacă e adevărat că-ți pasă. Doamne, dacă ai ceva pentru mine. Doamne, în clipa aceasta și sunt ultimele clipe, Doamne, din toată inima, te rog, lucrează. În timp ce stăteam acolo, s-a făcut liniște în mintea mea, în frământările mele, și am auzit cuvintele și orchestrația unei cântări că nu cei tari vor învinge. Atâția luptă în zadar. Numai cei sfinți prin credință au biruință prin har. Și mi s-a făcut atâta liniște în suflet și cântarea aceea mergea ca o simfonie cerească. Și acolo am spus, Doamne, dacă Tu ești acesta, astăzi, aici și acum îmi predau viața în mâinile Tale, sunt al Tău. Nu știu cât am stat acolo, m-am ridicat și am spus, omenește, nu mai este nicio șansă. Dar dacă e adevărat ce s-a întâmplat, atunci drumul meu e acolo. Și am hotărât să mă duc la partea a doua examenului, examenul oral. Din nou, cei care ați prins vremurile acelea știți ce însemna examen oral în vremea aceea. Echipa de profesori examinatori erau ca niște călări, gata să te taie, fără milă. Erau în spatele unei mese mari și pe masa aceea erau sute de bilețele cu subiecte de examen. Pe rând, fiecare candidat intra și lua două subiecte, două bilețele și spunea profesorilor ce subiecte au. Când a venit rândul meu, m-am dus și am luat două bilețele. M-am uitat la el, s-a făcut negru în fața ochilor. Pentru că habar n-am avut de nimic din chestia lui. Și când s-a făcut întuneric în mintea mea, gândul a fost că ce s-a întâmplat a fost doar o iluzie a unui tânăr care e epuizat, e înfometat, este descurajat și că totul a fost o farsă. Și gândul să arunc biletele să plec. Și o voce înăuntru meu, de ce nu te rogi? Cu cele două bilete în mână, m-am așezat pe o bancă, cu o ciornă goală în față și am început să mă rog. Doamne, dacă e adevărat, dacă ești adevărat, Doamne, dacă îți pasă și dacă acesta este drumul meu, Doamne, te rog, deschide-mi ochii, deschide mintea, te rog, deschide-mi ușa. Amin. În timp ce mă rugam, o voce neauzită și necunoscută de ceilalți, mi-a dictat subiectele mele. Mi-am luat stiloul. Știți cum erau stilourile în vremea aceea cu peniță de aia care m-a lăsat cerneală? Mi-am luat stiloul și am scris cât am putut de repede ce-mi dicta vocea. Deci dați primul subiect, mi-a dictat al doilea subiect. Și când s-a oprit din dictat, mi-am auzit numele strigat, Negruț, e rândul tău. Mi-am luat ciornele și m-am dus în fața comisiei și am citit de pe ciornă
Și acum elevii o să știe și studenții când răspunzi la ceva și apar în ce vorbești, vorbești repede ca să nu te oprească. Așa că am citit repede cât am putut, am tuluit. Am terminat primul subiect și președintele comisiei m-a întrebat de unde vin, din ce familie, cine m-a meditat, m-a pregătit pentru examen, ce tratate am citit. I-a spus adevărul. M-a întrebat dacă știu ceva despre al doilea subiect. I-am citit al doilea subiect. Și m-a întrebat ce notă am luat la examenul scris. Și a spus 6.33. Am văzut o umbră de îngrijorare pe fața lui. A luat stiloul lui și a scribărit ceva pe o bucată de hârtie. S-a ridicat în picioare, a întins mâna peste masă și a spus felicitări. E studentul meu. Și mi-a dat nota 10. Singurul 10 care s-a dat în 1972 la examen oral la psihologie medicală Universitatea din București. Dar e 10-a lui Dumnezeu. Acum vreau să vă spun că de atunci am făcut mulți ani de școală. Niciodată nu m-am mai dictat nimeni subiectele. A fost momentul acela în care Dumnezeu mi-a ieșit în care a deschis o ușă spre cer. De ce vă încurajez, dragi tineri, să nu vă duceți nepregătiți la examen? Să ziceți, Doamne, cum e vorbit fratelui Paul, vorbește și mie, nu e asta care. În momente speciale, Dumnezeu poate face minuni. La toate celelalte examene am învățat din greu. Dar a fost momentul în care eu am descoperit de ce m-am născut. M-am întors acasă, i-am spus lui Delia, le-am spus celorlalți, și în toamna aceea, în septembrie 72, 17 tineri am pășit în apa botezului și l-am mărturisit pe Hristos ca Domnul. Pentru că am descoperit de ce ne-am născut. Și de acolo s-a schimbat traiectoria vieții mele. Cum este traiectoria vieții tale? Te-ai întâlnit cu El? Ai descoperit de ce te-ai născut? Dacă nu, ascultă cu atenție ce spune Domnul. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. E vorba de ușa inimii tale. E vorba de acea bătaie duhovnicească pe care o simți în adâncul sufletul tău. Bate acolo Fiul lui Dumnezeu. Se deschide cerul. Se activează gândul veșniciei. Și întreb, dar cum se deschide ușa? Imaginează-ți că se termină seara, te duci acasă unde stai și la un anumit interval cineva bate la ușă. Nu aștepți pe nimeni, așa că te uiți prin vizor atent ca să nu te simtă că te uiți și vezi că sunt eu. Și zici, oh, e cel care predicatorul pe care a dus Nicu Craioveanu. Nu facem niciun zgomot, n-aprindem lumina, o să crede că nu-i nimeni acasă și pleacă el. Ai dreptate, plecă. Poți să ieși la ușă să spui ce surprize neașteptate, dar ne pare rău, nu suntem pregătiți, nu vă putem invita în casă cu altă ocazie, la revedere, ne pare rău, goodbye. Și plec. Sau poți să deschizi ușa să spui, vă rog să poftiți, am atâtea întrebări să vă pun, că am rămas cu ele de la predică. Și intru și avem părtășie și ne rugăm împreună. Dar nu sunt eu și nu ești tu la apartamentul tău. Este vorba de apartamentul inimii. Și e vorba de Hristos Domnul. El bate la ușă. Și tu zici, seara asta nu-i răspund nimic. O să plece. Și e adevărat, pleacă. Sau seara asta spui, Doamne, nu vreau să te primesc, că mai am eu atâtea lucruri pe care încă nu vreau să le abandonez. Și Domnul spune, e decizia ta. Sau să spui, Doamne, de ani de zile m-am dus pe un drum pe care acum înțeleg că este un drum al pierzării. E un drum al rătăcirii. Doamne, de ani de zile știu că m-ai căutat în seara aceasta, spun din toată inima, vino, Doamne, în inima mea. Momentul în care te-ai născut și momentul în care ai descoperit de ce te-ai născut. Ai descoperit de ce te-ai născut. Când ai descoperit de ce te-ai născut, l-ai mărturisit pe Domnul ca Mântuitor și Domn. L-ai mărturisit în apa botezului. Ai trecut de partea Lui și ești a Lui.
În momentele care urmează vom face ceva. Mai întâi plecăm capetele rugăciunii înaintea Domnului. Ne vom ruga. După aceea, după rugăciune, în evlavie și în reverență. Cei care am descoperit de ce ne-am născut, că ne-am născut pentru slavă lui Dumnezeu, pentru cer. Ne-am născut să fim ai Lui aici și toată veșnicia. După rugăciune, în evlavie, în reverență, ne vom ridica și vom cânta împreună așa cum sunt la tine vin. Putere n-am? Tu fii sprijin. Mă spală în sângele divin. Om, el, eu vin, eu vin. Dacă încă n-ai trecut de partea Domnului, dacă încă îți cauți sensul vieții, îți cauți directe în altă parte, atunci rămâi pe scaun. Rămâi pe scaun și întreabă-te. Dacă noaptea aceasta omenirea ar pleca toată spre cer, sau eu aș pleca spre cer, unde mi-aș petrece veșnicia? Rămâi pe scaun. În cercetare, în rugăciune. Și dacă ai înțeles în seara aceasta că Dumnezeu îți iese în cale ca să-ți dea viața veșnică, să te mântuiască, să-ți ierte păcatele, atunci, la strofele a treia, a doua, a treia și a patra, o să vă rog să vă ridicați și voi împreună cu noi. Să cântați cântarea aceasta. Să faci din cântarea aceasta prima ta declarație. O, mielul al lui Dumnezeu și eu vin. Primește-mă. Amin. Dar la prima strofă am să vă rog să rămâneți pe scaun. Haideți să plecăm capetele rugăciunii. Doamne, ne închinăm înaintea Ta. Ne-ai promis că dacă ne adunăm în numele Tău, ești prezent acolo. În numele Tău ne-am adunat în seara aceasta. Și mulțumim că îți onorezi promisiunea. Mulțumim că ești aici, fii binecuvântat. Mulțumim că ești Dumnezeul Harului. Mulțumim că ești un Dumnezeu care nu obosești iertând. Ești un Dumnezeu care l-a trimis pe Fiul Tău în lume ca să caute să-i mântuiască pe cei pierduți. Doamne, știi cărarea pe care umblăm fiecare. Așa cum ai cunoscut drumul Damascului, așa cunoști drumul fiecăruia. Doamne, cunoști drumul celor care se duce la pierzare. Și mulțumim că ești Dumnezeul care vrei să-i întorci. Te rugăm cu toată puterea Duhului Tău cel Sfânt, te rugăm întoarce-i acasă. Amin. Te rugăm să lucrezi, Doamne, la inima lor. Amin. Te rugăm să le luminezi mintea. Te rugăm să le eliberezi voința. Te rugăm, Doamne, să reverși binecuvântări peste binecuvântări cerești. Amin. Te rugăm să le dai iertare și naștere din nou. Amin. Te rugăm să le scrii numele în cartea vieții. Amin. Și, Doamne, pentru toți aceia care suntem mai Tăi, te rugăm, păzește-ne pe calea credinței. Amin. Ajută-ne, Doamne, să ne împlinim menirea pentru care ne-ai lăsat aici pe pământ, ca să fim sare și lumină. Te rugăm, mântuiește, Doamne. Mântuiește casele noastre, copiii noștri, nepoții noștri. Mântuiește rudenile, vecinii, prietenii noștri. Mântuiește Germania și România. Îndură-te de Europa, Doamne. Leagă puterea satanii. Și, Doamne, te rugăm să scoți suflete scumpe din pierzare la viața veșnică. Doamne, mulțumim că ne primești. Mulțumim că atunci când a venit la tine, ne-ai iertat păcatele, ne-ai sfărat în jertfa Ta, ai pus sigilul Tău peste noi și suntem ai Tăi pentru viață și veșnicie. Doamne, fii binecuvântat! În seara aceasta copreșește locul acesta cu harul iertării Tale. Dacă este un singur suflet încă pe calea pierzării, Doamne, smulge-l de acolo și adu-l în împărăția Ta. Pentru că te rugăm toate acestea în numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, te rugăm să lucrezi Tatăl nostru. Cum în evlavie și reverență. Dacă ai descoperit de ce te-ai născut, dacă ai descoperit că ești născut pentru cer, dacă ai depus mărturia aceea în apa botezului, ai stat acolo și ai spus, Doamne, vreau să trec de partea Ta, în baza jertfei Tale, mi-ai dat păcatele, vreau să fiu al Tău pentru viață și veșnicie. Dacă n-ai făcut lucrul acesta, încă la prima strofă stai pe scaun. Dar toți acei care au făcut acest pas al trecerii noastre de partea Domnului, vă invit acum în evlavie și reverență să ne ridicăm. Ceilalți rămâneți pe scaun. Rămâneți, dacă nu v-ați botezat încă, rămâneți pe scaun. Cântăm ca o rugăciune piano. Așa cum sunt la tine vin, așa am pus eu, fără putere, căzut acolo cu fața la pământ, sângele care a curs la Calvar, ne-a spălat viața de păcatele mele, a făcut din timp copil de Dumnezeu. Și mielul lui Dumnezeu
lumii apară. Din nou strofa a doua. Pune așa cum sunt, tu mă primești. Așa m-a primit pe mine, așa te primește pe tine. E ultima strofă și dacă mai este cineva timp, ce o cântăm. Ridică-te și cântă cu noi și o cântăm acum cu toată puterea. Așa cum sunt, tu mă primești. Așa te primești. Toată asistența și cu fraților, rugăciuni scurte de mijlocire, rugăciuni de cerere, venim înaintea Domnului cu rugăciuni de laudă și spunem: Doamne, fii binecuvântat pentru harul Tău. Câțiva frați, câteva surori, în rugăciuni cu voce tare. Binecuvântat fie numele Tău, Tată, care ești din ceruri, pentru că în seara aceasta rodul suferințelor Domnului Iisus a dus din nou rodul. Mulțumim pentru prezența Duhului Său cel Sfânt. Te rugăm frumos, Doamne, să iei în brațe pe aceia care s-au hotărât pentru mine și drumul lor din seara aceasta să se oprească în veșnicie. De aceea te rog frumos să îi însoțești cu binecuvântarea pe care numele Tău fie binecuvântat în toate. Amin. Amin. Mulțumesc, Tată, cum în cerul, în numele Domnului Iisus Hristos, pentru cercetarea Duhului. Mulțumim, mulțumim. Copiii mei care s-au ridicat în acestea. O, Doamne, să mulțumim, Doamne. Te rog să iei și au luat hotărâni cu teala aceasta. Doamne, conduci și călăuzești cu Duhul Tău. Amin. Ca împreună să petrecem veșnicia alături de tine. Amin. Mulțumesc, să fie numele Tău în veci. Amin. Amin. Numele Tău să fie slăvit și binecuvântat, Domnul care era în cer, pentru îndurarea Ta care o ai făcut fiecare om. Mulțumim pentru sufletele care în seara aceasta au fost gata să-și deschide inima. Mulțumim că ai repurtat și vrei să-i mai poți mai departe binecuvântate. Mulțumim și te slăvim. Amin. Amin. Să fii slăvit și binecuvântat, Tată Ceresc, pentru cuvântul Tău, pentru tot ceea ce faci pentru noi. Mulțumim, Doamne, că Tu ești viu și veșnic și ne vorbești așa într-un mod minunat, Doamne. Te rugăm să te înduri de cei care au ascultat cuvântul Tău. Doamne, chiar dacă ascultă pe internet, te rugăm să le dai putere, Doamne, să spună un da pentru Tine. Mai milă și te îndură, Tată Ceresc, până mângea târziu. Mulțumim pentru fiecare suflet care sunt aici, Doamne, și care au luat o hotărâre în inima lor, te rog să-i urmărești dragostea Ta, Doamne, și să nu-i lași pe niciunul să piară, Doamne, și cu toții să vină la pocăință, Doamne, să ne căim și să trăim după voia Ta, să fii slăvit și binecuvântat pentru toate lucrurile. Mulțumim că ești Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Numele Tău să fie slăvit și binecuvântat. Amin. Amin. Doamne, știm că ai pus în noi gândul veșniciei. Doamne, această veșnicie vrem să o petrecem cu familiile noastre, cu copiii noștri, cu nepoții noștri, cu frații și surorile noastre de pretutinde. Și-ți mulțumim că ne asculți. Amin. Amin. Și vreau și să-ți mulțumesc pentru harul Tău, Doamne. Amin. Pentru ceea ce s-a suplinit doar prin harul Tău, prin acasă. Și te rog să privești harul Tău în această seară, peste orice persoană. Amin. Te rog, Doamne, să te ajute pe cei care s-au hotărât să spună un da pentru Tine, Doamne. Amin. Te rog să cerceteze orice suflet, Doamne, pentru această privire. Și te rog să-L chem, Doamne, la Tine. Amin. Te rog, poate la ușile inimilor care sunt așa te rugăm, Doamne. Încă sunt închise, Doamne. Doamne,
Doamne. Te rugăm. Îți mulțumesc că ne aștepți în cer. Îți mulțumesc că ești așa cum e promis. Îți mulțumesc că mă asculți. A ta să fie toată slava și cinste. De atunci și până în veci de veci. Amin. Amin. Tată drag, încă din veșnicie ai văzut ziua aceasta, Doamne, ziua care, Doamne, multe suflete s-au predat ție, Doamne, Doamne, aceste suflete care s-au ridicat înaintea ta, Doamne, te rog să le întărești, Doamne, te rog, Doamne, să le dai putere ca hotărârea, decizia care a luat-o, să nu fie cumva superficială, Doamne, să fie o hotărâre și o decizie fermă. Îți mulțumesc, Doamne, că și în această zi au fost oameni care și-au schimbat stăpânul lor, de bine stăpânul lor. Gloria cinstea lui mare să te mulțumească pe tine în vecii vecilor. Amin. Amin. Doamne, e singurul care meriți toată lauda, cinstea, slava și puterea, și acum și în vecii vecilor. Amin. Mulțumim că Tu ai murit la cruce pentru mântuirea noastră. Mulțumim că Tu ai trimis Duhul Tău cel Sfânt. Mulțumim că Tu ești Dumnezeul Harului, a mântuirii. Ai toată autoritatea în cer și pe pământ. Și mulțumim că este vremea în care chem oamenii la Tine. Fii binecuvântat pentru cei care au auzit și au răspuns chemării Tale. Îi așezăm în mâinile Tale, Doamne, păzește-i până la capăt. Însoțește-i cu putere supranaturală. Rugăm să schimb viața lor din temelie. Rugăm să-i faci o binecuvântare în casele lor. Doamne, dacă sunt confruntați cu încercări, cu lupte, dă-le biruință. Dacă vor fi împresurați de oameni care vor să-i atragă, Doamne, dă-le harul să-i atragă ei la mântuire. Rugăm acum pentru serile următoare, Doamne, umple locul acesta cu puterea mântuitoare slavei Tale. Rugăm să legi puterea Satanei. Pentru cei pentru care se roagă biserica, Doamne, fă să aibă ușă liberă, deschisă, să vină la ascultare. Te rugăm de asemenea să dai la o parte orice piedică. Îndură-te, Doamne, și păzește-ne de cel rău. Dar pentru că ai toată puterea în cer și pe pământ, Doamne, te rugăm încă o dată, mântuiește pe cei care stau încă departe de Tine. Ascultă-ne, Doamne, că aducem toate acestea în numele Fiului Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Haideți să cântăm împreună, slăvit fie Iisuse, că lucruri mari faci. Și o cântăm ca oameni care dau slavă Domnului cu toată bucuria. O cântăm dinamic și cu toată bucuria.